Pe scurt, vreau să dorm. Prieteni, dacă vreți să câștigați 30 de roni, urmăriți videoul până la sfârșit. Astăzi toată ziua vreau să dorm. Deja două zile nu merg la școală, dar vreau să dorm. De ce vă întrebați? Deoarece ultimele două zile eu m-am jucat Dota, fără oprire. Da, știu că nu este normal să joci fără oprire, dar când ești gamer nu te poți opri. Dar mâine vreau să merg la școală și trebuie să mă culc. După m-am gândit că acum într-adevăr e timpul să mă culc. M-am aruncat în pat. Oh, ce bine! Am început să mă gândesc la o fată de pe Discord care este foarte rea. Silvia, fii mai bună! Stop, la ce mă gândesc? Trebuie să dorm, dar pe mine mă enervează când nimeni nu-mi scrie. Am luat telefonul, aha, era pe silențios. L-am scos de pe silențios, aștept mesaje. Am închis ochii și au început să-mi vină mesaje. Nu, așa nu merge. Mai tare mă enervează. L-am pus iarăși pe silențios și l-am dus în altă cameră. Oh, e bine, m-am culcat, am ales cea mai potrivită poziție pentru acest somn. Îmi sună telefonul care este în altă cameră, cum l-am auzit, este pe silențios. Ce auzi, paranormal am? Dar în momentul ăla eram gata să-l omor pe cela care mă sună. Sorry. M-am ridicat, dar mi este somn, am căzut, n-am putere, m-am tărât până la telefon, am răspuns. Era Cristi, care îmi spune să ies cu el până în centru să merge să mâncăm o pizza. O, pizza? Vreau! Mi-a spus să-l aștept lângă un magazin. Am spus ok. Acum trebuie să mă îmbrac. Dar mi este somn, m-am îmbrăcat, am ieșit din casă, am ajuns la școală. Am încurcat ceva, cred. Trebuie să ajung la magazin. Cristi mă așteaptă. Pe drum spre magazin mi-am amintit că am uitat banii acasă. What the fuck, trebuie să mă reîntorc acasă după bani. Pe drum spre casă am observat un teren de joacă. Am început să mă joc. Mi este somn, am căzut, vreau să dorm. M-am ridicat, trebuie să merg acasă după bani, Cristi mă așteaptă. Lângă ușa apartamentului am găsit 5 euro, trebuie să fac pe canalul un giveaway. Nice, sunt acasă, uite și patul meu, m-am aruncat, wow, ce-i bine. Am adormit, m-am trezit, afară era noapte, sper că Cristi nu m-a așteptat. Am luat telefonul, 20 de apeluri rătate. Aha, minus un prieten. A intrat fratele și m-a întrebat dacă n-am găsit azi 5 euro. Hello darkness my old friend. Pe scurt, vreau să dorm. Prieteni, dacă vreți să câștigați 30 de roni, trebuie să distribuiți acest videoclip. Eu voi verifica. Și să scriți în comentarii de câte ori am spus cuvântul școală. Iar câștigătorul din videoul trecut este... Miau!